Doamne, ne întoarcem către Tine, singura noastră speranță și izbăvire, cerându-Ți iertare pentru toate greșelile noastre și pentru toate momentele în care am călcat poruncile Tale sfinte. Îți mărturisim toate păcatele noastre, cele cunoscute și cele ascunse, și ne rugăm pentru iertare și milă în numele iubirii Tale nesfârșite și a milostivirii Tale. Doamne Iisuse Hristoase, ne închinăm înaintea Ta în acest ceas al pocăinței și al introspecției, mărturisind toate regretele și remușcările noastre, rugându-Te să ne ierți și să ne eliberezi de povara păcatului. Știm că nu suntem vrednici de iertarea Ta, dar Te rugăm, Doamne, să ne privești cu ochiul Tău de milostivire și să ne accepți pocăința și umilința sufletelor noastre. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem adâncimea și gravitatea păcatului nostru ca să ne căimim cu toată inima și cu toată ființa noastră. Fă să simțim cu adevărat durerea și părerea de rău pentru răutățile noastre și să ne întoarcem la Tine cu inimile deschise și umile, pregătiți să primim iertarea și binecuvântarea Ta, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ai dat viața Ta pentru iertarea păcatelor noastre, ajută-ne să trăim după exemplul Tău și să ne transformăm viețile în conformitate cu voia Ta sfântă. Dă-ne putere să ne depășim păcatele și să trăim o viață plină de dragoste, smerenie și înțelepciune, așa cum ne-ai învățat în Sfânta Ta Evanghelie. Sfinte Ioane Botezătorule, care ai vestit venirea Mântuitorului și ai chemat oamenii la pocăință, roagă-le pe Fiul lui Dumnezeu să ne ierte și să ne miluiască în aceste momente de introspecție și pocăință. Fii ocrotitorul și apărătorul nostru și ajută-ne să trăim o viață de sfințenie și virtute înaintea lui Dumnezeu. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-le pe Fiul Tău să ne întărească în această luptă cu păcatul și să ne ajute să trăim o viață de smerenie și curăție înaintea Sa. Fii ocrotitoarea noastră și ajută-ne să fim demn de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm să ne îndrepți pașii pe calea pocăinței și să ne ajuti să ne întoarcem mereu la Tine cu inimile deschise și umile. Dă-ne putere să ne depășim păcatele și să trăim o viață plină de dragoste și devotament față de Tine. Amin.